Bună dimineața! Una cu polen. Hai că mai intră una. E bine. La 2-3 secunde o albine e bine. În sfârșit a norat. Că dacă n-am avut o căldură, mă... caniculă. Unde mergem? Vă spun eu acum unde mergem. Direct la fancurier. Am mai comandat niște regine, ce să fac? Mai am de schimbat. Am de schimbat o grămadă, că dacă vreau să le schimb pe toate astea de roire, să schimb tot ce nu mi-a plăcut, la. Nu pot să le schimb toate într-o zi. Schimb și eu așa, câte 5 pe săptămână. 6, 7. Sunt câteva care nu mi le-a acceptat săptămâna trecută când am schimbat. Două, parcă. Două, da. Din 10. Două nu mi-a acceptat. Rămâne de văzut în continuare, că știți cum e. Poate să o accepte, o palmă acolo și după ce au luat o palmă, nu mai găsești regina și își trage ele, pot că de salvare. Ia că sună cineva. Ce fac, mă? Mă filmez eu. Uite aici, gata, a sosit reginuțele. Bă, am și eu forfecuța asta în mașină și rău mă chinui cu ea. Ia uitați-vă aici, bucurie pe reginele astea. Deci, eu normal pentru mine am luat 5, 2, 4, 5, astea, zice. Dar, mai m-a rugat cineva să, că dacă tot am dat eu comandă, să iau și pentru el. Adică încă două persoane. Mai vrea cineva 5 și cineva încă 5. Toate reginuțele sunt vii. Le vedeți acum? Uite. Ia, aici. Toate sunt ok. Toate sunt ok. Și aici. Nu cumva vă e sete, mamă, vă dau o picătură de apă. Gata, le-am pus câte două, trei picături de apă. Azi e mai răcoare, așa e norat, dar ieri a fost caniculă. Albina care va iarna. Asta este. Deja începe puietul să facă zbor. Deci prima parte de puiet a început să eclozeze și face recunoașterea și deja asta e albină care va ierna. Dar normal că mai este puiet de eclozat și uite și aici asta e puiet la zbor. Deci nu am cules, e puiet la zbor. Albina tânără. Hei, deci la mine cam așa arată, le-am pus hrănitoarele. Stucii care sunt mai buni și are albină mai mult de 10 rame, le-am lăsat catul. Dar o să le dau jos în curând, că moare din albină. Restul i-am restrâns așa, uite, 9 rame de asta albina și după. Le-am pus hrănitoare, dar încă sunt goale, nu le-am dat încă sirop. Le-am pus câte o turtă din asta super proteică, de la Dulcofruct. Am arătat eu parcă într-o filmare. Toți au primit așa, cât o turtă, cât o jumătate, adică. Așa, uite, asta am zis, acceptată, 28 iulie, verific pe 2.
Deci care are cat, are albină mai mult. Cam asta e. Uite așa. Uite, a început să mănânce din turtă. Uite ce consumă. Chiar dacă mai există polen. Uite, asta mai are de gina o cușcă. Peste vreo două zile poate dau drumul. Cam astea sunt stupii mei. Unii mai buni, unii mai slabi. Cam asta e. Urmează să le dau și o siropel. Uite cam așa. Mușelelor. Deci hrănitoarele sunt goale, da? Deci n-am pus încă sirop. Urmează să le dau și să-și facă rezerva de iarnă. Am arătat când am extras că le-am lăsat cam, ce zic, o aproximație 6-7 kg. Poate la unii a rămas mai puțin, adică să zicem 5 kg. Și la alții poate le-a rămas 8 kg. Dar mai trebuie să fac completare, vă dați seama. Care nu știe, asta e albina de iarnă care face zbor. Deci puie tânăr, face zborul de recunoaștere. Asta e albina care nu mai muncește, nu mai vrea să muncească, asta își face corpul gras și va fi albina de iarnă. Canadianul așa arată. Lui ăsta am început să-i dau sirop. Sper să-și bage în catul ăla să nu-și blocheze cuibul. Aș vrea să-l iernez așa, dacă o reuși, nu știu. Rest. La mine cam așa arată. Am dat 2 roi la un apicultor. Am ajutat și eu cu 2 roi. A fost unul acolo, unul aici. Așa. Aici am unul care vreau să-l unific cu ziarul, cum se zice. N-a vrut să accepte regina și încerc să-l unific. Uite cam așa. I-am tuns și eu iarba pe aici. Aștept să vină un băiat să ia fânul. I-am zis, bă, l-am cosit eu. L-am și întors, l-am... Adică s-a uscat, că nu l-am uscat eu. S-a și uscat, decât să vii să-l iei. Acum a zis să vadă dacă reușește să vină astăzi. Vă zic, mâine se anunță ploaie și îl plouă, e păcat de el. Ia uite ce e aici. Deci, fân bun pentru... Are o văcuță. El cea să vină mâine. Zic, bă, mâine s-a anunțat ploaie, vino și tu astăzi. Că deja de două zile e cosit, s-a uscat. Cam asta e situația. Hai să vă arăt. Am găsit niște bani aici în livadă. Bă, zic, cum mă, mergi așa pe în livadă și găsești bani? Tu unde mă, bani? Hai să vă arăt. Nici n-am știut. Uite, vedeți prunele astea? Nu sunt coapte, dar sunt verzi. Și eu știam că sunt verzi. Bă, prunele se apuc. La sfârșit de august încolo. Și când am cosit aici, acum două zile, uite ce am găsit pe aici. Am găsit niște bani. Unde sunt banii? Uite aici. Uite. Ai vedeți? Sunt prune din astea de masă, de să consum așa. O bunătate. O bunătate. Ia, pot eu să desfac una cu mână? Nu pot. Și o să mă duc mâine la piață, că am pe cineva acolo de vinde. Și să-i duc prune. Să nu mănânc eu atâta. Ia uite-ți. Nestropite, nenimic, uite, fără viermi, o bunătate. Roișorii mei de acasă, ce faceți voi aici, mamă? Ați ieșit barbă? Vreți să mai vă dau aerisire, vă e cald? Uite, 1, 2, 3, ăsta e mai micuț. 4, 5, 6, 7. Ăștia l-am ținut ăștia. Ăștia primi 7, toți ăștia. Mușelelor, e căldură mare, mamă. Le-am lăsat aerisire. Pe spate, cam la podișor, acolo vreo 3 degete. Dar totuși, au ieșit la vădini. Asta. Ia uzi, m-a venit cocoșul.